Bine v-am găsit la știri! Laboratorul Direcției de Sănătate Publică Alba este pe punctul de a primi acreditarea din partea RENAR. O comisie de specialiști a verificat astăzi până în cel mai mic detaliu aparatura, echipamentele, documentația, dar și personalul laboratorului. Rezultatele vor fi făcute publice mâine. Laboratorul de analiză al DSP Alba a fost renovat printr-o investiție de 50.000 de lei, bani din bugetul instituției. Lucrările au fost finalizate la începutul lunii martie, iar până în prezent s-a aflat în curs de acreditare. Astăzi, comisia de acreditare poate să ne dea un vot negativ, să zic că mai aveți de lucru, nu sunteți încă asta sau sunteți la standarde europene. Deci puteți să... s-au făcut investiții exclusiv din banii DSP-ului. Exclusiv din noi, nu de la Ministerul Sănătății, nu din sponsor, nu de la Consiliul sau de la cea. Noi ne-am gospodărit ce am avut, o trebuit aduse la standard, o trebuie trimise pe la Brașov, pe la Etalnori, venit inginerii, făcută infrastructura, făcut curentul, făcută apa, făcută căldura, făcut pe jos, să îndeplinim condițiile alea, pus termopane, văruit, schimbat. Renovarea laboratorului de analiză al Direcției de Sănătate Publică Alba s-a aflat pe lista obiectivelor conducerii DSP. Dacă mâine răspunsul specialiștilor RENAR va fi afirmativ, laboratorul va primi acreditarea în prima fază pentru analizele de apă. Astfel, în scurt timp, se va începe verificarea fântânilor, izvoarelor și a bazinelor din Alba. Specialiști RENAR. RENAR e organismul național de acreditare. Ei acreditează orice laborator din țara asta. Dacă n-ai acreditare RENAR, nu poți face, de exemplu, pentru privați contract cu casa. Dacă n-ai acreditare RENAR, ești zero. Laboratorul se află în clădirea policlinicii de pe strada Mușețelului din Alba Iulia. Mâine va fi celebrată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii. Cu această ocazie, Direcția de Sănătate Publică Alba a demarat campania cu tema Promovarea stilului de viață sănătos pentru controlul tensiunii arteriale, care se va derula în perioada 17-30 mai. Campania urmărește creșterea nivelului de informare a populației cu privire la hipertensiunea arterială. Obiectivele campaniei sunt informarea cu privire la beneficiile unui stil de viață sănătos pentru menținerea tensiunii arteriale în valori normale, prezentarea metodelor de diagnosticare precoce și promovarea consultului medical de specialitate în vederea tratării și prevenirii complicațiilor. Conform unor studii, în Europa rata hipertensiunii este superioară celor înregistrate în Statele Unite, Canada sau țările din Asia. Prin prevalența de 44,92 înregistrată în România, aceasta se situează printre țările din Europa cu prevalență redusă ale hipertensiunii. Dacă facem o statistică de asemenea, astfel Grecia, Suedia se află la limita inferioară, iar țările europene cu prevalență ridicată a hipertensiunii sunt Spania sau Germania. Campania se desfășoară sub sloganul Un stil de viață sănătos, o tensiune arterială normală și presupune organizarea de sesiuni informative, distribuirea unor materiale cu conținut educativ și măsurarea tensiunii arteriale prin voluntarii Crucii Roșii Alba și asistenții medicali comunitari. Referitor la județul Alba, avem o statistică ce se referă la anii 2009, 2010, 2011, în care putem constata că numărul persoanelor, cazuri noi, care au fost diagnosticate cu hipertensiune arterială este în creștere, atât în urban, cât și în mediul rural. Dacă în anul 2009 grupa de vârstă, unde erau cele mai multe persoane cu hipertensiune, se plasa peste 65 de ani, pe măsură ce înaintăm în timp anii 2010-2011, grupa de vârstă se mută între 15 și 64 de ani. Campania se va desfășura în perioada 17-30 mai. Marius Pop, fostul șef al poliției din Teiuș, învinuit de fapte de corupție, a fost audiat ieri de judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia. Totodată s-a dat citire actului de sesizare a instanței. Judecarea dosarului va continua în data de 5 iunie. Până în acest moment, judecarea dosarului a fost amânată de 2 ori, în 17 aprilie la cererea inculpatului pentru angajarea unui apărător și în 8 mai când a fost depusă o cerere de amânare din partea apărătorului ales pentru a se putea pregăti în vederea susținerii cauzei la care a anexat și o adeverință medicală. La terminul de ieri s-a dat citire actului de sesizare a instanței, iar Marius Pop a fost audiat de judecători. Fostul șef al poliției Teiuș a fost reținut de procurorii DNA Alba Iulia în data de 8 martie. Inculpatul este acuzat de fapte de corupție ce ar avea legătură cu instrumentarea unui dosar în cadrul căruia ar fi
anulat un proces verbal care constata o contravenție. Marius Pop este cercetat în stare de libertate. Următorul termen de judecat a fost stabilit pentru data de 5 iunie. Tribunalul Alba a dispus ieri arestarea preventivă pentru 29 de zile a inspectorului de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba, Florin Gabriel Mihăilescu. Bărbatul a fost luat în vizorul DNA, fiind trimis în judecată pentru luare de mită. În data de 14 mai, procurorii anticorupție au dispus reținerea lui Florin Gabriel Mihăilescu pe o perioadă de 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. Magistrații instanței au admis ieri propunerea procurorilor DNA. Inspectorul este acuzat că în cursul anului 2009, în calitate de funcționar cu atribuții de control la Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba, a pretins și primit la reprezentantul unei societăți comerciale un apartament în valoare de 20.000 de euro situat în Cluj-Napoca. Apartamentul a fost primit pentru ca inculpatul să faciliteze efectuarea controlului în vederea rambursării taxei pe valoare adăugată către firma respectivă și pentru achitarea efectivă a aproape 440.000 de lei cu titlul de TVA. Astăzi, în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului din Alba Iulia, a fost organizat un workshop care a avut ca subiect traficul de persoane. Dezbaterea la care au participat tineri interesați să afle cât mai multe despre ce înseamnă o victimă a traficanților a fost susținută de un reprezentant al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane Alba Iulia. Majoritatea victimelor traficului de persoane sunt exploatate sexual. Nici numărul celor care cad pradă traficului de organe sau pornografie infantile nu este de neglijat. Din păcate, numărul victimelor crește de la an la an. Tinerii prezenți astăzi la workshop au fost informați cu privire la prevenirea traficului de persoane, dar și despre ajutorul pe care trebuie să-l acorde unei victime. Agenția Națională împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Alba Iulia, este partener în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului și astăzi vom aborda o discuție despre ceea ce înseamnă traficul de persoane, legislație în domeniu, rolul și scopul structurii din care fac parte, dar o să avem și discuții pe caz pentru ca participanții să înțeleagă mai bine cum se întâmplă ca o persoană să devină victima traficului de persoane, dar și ce dificultăți întâmpină victima în reintegrarea ei psihosocială. O mare parte din victime sunt recrutate chiar din anturajul din care fac parte prin oferte false de locuri de muncă în străinătate. Participantele la dezbatere au încercat să explice ce înțeleg prin traficul de persoane, lucru care a dovedit că tinerii cunosc semnificația acestui termen și sunt conștienți de riscuri. Fete și băieți și profită de ei la multe scopuri. Cum ar fi? Ce scopuri? Îi pun la cerșit, ajută-ți-mă. Pentru bani. Pentru bani. Exact. În concluzie să obțină bani. Pe căi ușoare. Pentru ei. Din fericire, cetățenii, mai ales tinerii, știu foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă traficul de persoane, însă tot timpul avem nevoie de informații noi, de măsuri de prevenire a traficului de persoane și de a conștientiza că acest lucru într-adevăr se întâmplă și în România și la noi în județ. Chiar dacă există specialiști pregătiți să ajute victimele să treacă mai ușor peste această experiență, majoritatea celor care au simțit pe viu ce înseamnă traficul de persoane adoptă o reacție de negare. Prin această strategie de falsă autoapărare, victima ține totul secret față de familie sau prieteni. Tinerii întreprinzători și-au prezentat ideile de afaceri în fața unei comisii formată din specialiști români și străini. Este vorba despre activitățile desfășurate în cadrul Săptămânii Tinerilor Antreprenori. Cele mai originale, dar și realiste idei vor fi selectate, iar tinerii vor beneficia de training în vederea începerii unei afaceri. Săptămâna Tinerilor Antreprenori face parte din proiectul Incluziune Socială și pe Piața Muncii prin Întreprinderi Sociale, finanțat din fonduri europene. Activarea tuturor factorilor interesați din comunitate care vor, au o idee de afacere, doresc să o dezvolte, n-au o expertiză și n-au formare în acest sens, precum și la cei care au deja o afacere profitabilă în comunitate și vin cu experiența lor. Venim și cu sprijinul, adică poate să furnizeze centru și să vedem că e un lucru important. Pentru aceia din dumneavoastră, pentru aceia din comunitate care chiar au idei de afaceri care s-ar putea alega cu sau s-ar putea să meargă pe propriile picioare, dar ar putea porni cu sprijinul centrului.
Prezentarea ideilor de afaceri s-a desfășurat în centrele comunitare resurse amenajate în Cugir, Aiud, Blaj, Zladna și Abrud. Pentru a putea participa la aceste sesiuni, tinerii au întocmit prezentări ale afacerilor pe care doresc să le dezvolte și pe care le-au susținut în fața unei comisii formate din experți în antreprenoriat. Activitatea noastră este de călărie terapeutică. Proiectul se numește Pe cai toți suntem egali. Cu acest proiect, cu această denumire, cu acest moto, într-adevăr reușim de 2 ani să mergem înainte, să organizăm mai multe evenimente, să câștigăm proiecte mai mici, prin care reușim să ne susținem, să zicem așa, și să ne dezvoltăm cu pași mărunți și bucurându-ne de fiecare pas pentru fiecare copil care într-adevăr reușește să se integreze. Cum am putea să finanțăm acest centru? Și eu m-am gândit la diferite contracte de parteneriat cu DGASPC-ul, ALBA, Direcția de Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Aiud. Campanii pentru redirecționarea a 2% din impozitul datorat statului, organizarea de acțiuni caritabile în scopul obținerii unor donații și sponsorizări, accesarea unor fonduri europene. În urma analizării acestor planuri de afaceri, cei mai inovativi tineri vor beneficia de training-uri, urmând să fie organizate și seminarii în domenii precum marketing, resurse umane, evidență contabilă și legislație financiară, relații cu clienții, dezvoltare identitate corporativă și design corporativ. Revistele școlare realizate de elevii mai multor instituții de învățământ din Alba au trecut astăzi printr-o jurizare județeană. Numărul aniversal al revistei Gând Tineresc, publicată de Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, Alba Iulia, și revista științifică Atomul, redactată de Colegiul Titul Maiorescu din Aiud, vor merge mai departe în etapa națională a concursului dedicat jurnalismului școlar. Anual, la concursul național de reviste școlare și jurnalistică, sunt premiate 80 de reviste cu titlul de laureat național. Competiția se adresează revistelor scrise și redactate de elevi. Concursul național de reviste școlare, etapa județeană, are în acest an 7 reviste participante la categoria magazine și 2 numere aniversare. În ceea ce privește jurizarea, juriul a fost selectat conform regulamentului național, iar membrii acestuia sunt atât reprezentanții ai mass media locală, cât și inspectori de specialitate. Criteriile de evaluare sunt stabilite de asemenea prin regulament de către Ministerul Educației și Cercetării Tineretului și Sportului, plecând de la adecvarea problematicii la interesele grupului țintă și până la dimensiunea europeană a conținutului revistelor școlare. Obiectivele principale ale acestui concurs vizează cunoașterea și popularizarea la nivel național a revistelor concepute și conduse de elevi, evaluarea și verificarea experienței în domeniul publicisticii școlare, precum și concentrarea unui număr cât mai mare de talente în jurul revistei școlii. Rezultatul obținut de revistele Gând Tineresc și Atomul, laureate la nivel județean, va fi făcut public abia în data de 10 iunie. Va urma o fază finală în care redactorii premiați, elevi și cadre didactice, vor lucra efectiv la apariția revistelor. Agitație și emoții la Casa de Cultură a Studenților. 8 trupe de teatru care se pregătesc în școlile din județ au participat astăzi la etapa de preselecție pentru concursul național Zilele Teatrului pentru Copii. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, concursul de teatru este organizat de Palatul Copiilor din Alba Iulia. Concursul de teatru s-a desfășurat pe 3 categorii de vârstă, ciclul primar, gimnaziu și liceu. Numărul trupelor de teatru a fost în acest an mai mic decât la edițiile precedente, însă calitatea reprezentanților a fost la înălțime. Opt trupe de teatru care se pregătesc în afara orelor de curs în unități de învățământ din Alba Iulia, Bistra, Brud și Sebeș s-au străduit să facă un spectacol cât mai bun pentru a intra în etapa națională. Vin de la școala Nicodim Ganea, structură Bistra, cu clasele 1-8, cu clasele 1-8 și ne-am pregătit de 3 ani. În ce cadru vă pregătiți pentru această piesă de teatru? Păi avem noi cerc de teatru și mai participăm la noi, la spectacolele de teatru, dar aici este pentru prima oară când venim. Trupa Batista cu Eter, de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, și pregătim astăzi piesa Avarul, de Molière. Cât timp ați pregătit? Cam în jur de un an, cam așa. Cât a fost de dificil să interpretați, să intrați în pielea personajelor? Pentru oameni ca noi nu a fost dificil, pentru că ne place ceea ce facem și ne-a ieșit repede.
Trebuie precizat faptul că și în acest an concurenții au fost foarte bine pregătiți, misiunea jurului fiind una dificilă. Drept urmare, la ciclul primar a obținut calificarea la concursul național două trupe de teatru la școli din Alba Iulia, trupa colegiului Alexandru Domșa, respectiv trupa școlii Avram Iancu. La celelalte două categorii, gimnaziu și liceu, locul întâi a fost ocupat liceul sportiv din Alba Iulia, respectiv colegiul național HTC. Concursul național Zilele Teatrului pentru Copii organizat de Palatul Copiilor din Alba Iulia se află la cea de 5-a ediție și este înscris în calendarul activităților extrașcolare aprobat de Ministerul Educației. În data de 25 mai, trupe de teatru de copii din 12 județe ale țării vor încerca să obțină un loc pe podium. Ministrul Educației Ioan Manga a demisionat. Propus și ales de premierul Victor Ponta, acesta i-a acceptat decizia de a restabili adevărul în urma acuzațiilor de plagiat. Interimatul ministerului va fi asigurat de Liviu Pop, ministrul delegat pentru dialog social. În data de 9 mai, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică a primit mai multe sesizări de plagiat cu privire la un articol al fostului ministru Ioan Mang. Acesta a fost acuzat de președintele pentru educație și cercetare Ștefan Vlaston. Sesizarea a venit în urma unui articol pe care Emil Boc l-a prezentat în cadrul unei conferințe de presă semnat de Ioan Mang și publicat în 2003. Acuzatorii spun că acesta este o copie a unui articol științific semnat de autori japonezi. În urma acuzațiilor de plagiat, Mang declara luni că va rămâne în fruntea ministerului. Marți, lucrurile au luat o altă întorsătură, astfel că hotărât să demisioneze din funcția de conducere a Ministerului Educației, pe motiv că aceste acuzații afectează guvernul și învățământul. Decizia de plagiat este acum în mâna Comisiei Naționale de Etică de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Victor Ponta a anunțat că președintele Traian Băsescu a acceptat ca interimatul să fie asigurat de Liviu Pop, iar în termen legal de 45 de zile va fi nominalizat un alt ministru. Acum 200 de ani, Basarabia a fost anexată Imperiului Țarist. În Republica Moldova, 16 mai a devenit zi de doliu național și tot astăzi la Chișinău, dar și la Iași, au avut loc diverse evenimente menite să marcheze acest moment de doliu din istoria românilor. Astăzi se împlinesc 200 de ani de la semnarea tratatului de pace de la București, când Imperiul Otoman a semnat cedarea către Imperiul Rus a părții de est a țării Moldovei, care corespunde cu actualul teritoriu al Republicii Moldova. La Alba Iulia, acest eveniment a fost marcat încă de duminică. Marșul tuturor românilor a fost însă destul de restrâns din cauza ploii care a îngreunat derularea proiectului inițiat de Dan Măriuță, un militant al reîntregirii României de altă dată. Instalat de câteva zile, prefectul Dan Coriolan Simedru a intrat în febra monitorizării și organizării ca la carte a alegerilor locale din iunie. În acest sens, prefectul a declarat că va ține permanent legătura cu societatea civilă și cu mass media. În plin proces de pregătire a alegerilor locale a plecat prefectul Ștefan Bardan și a venit prefectul Dan Coriolan Simedru. Totul s-a făcut din mers, de altfel inedita situație de predare, primire și retura funcției de prefect pe ruta Simedru-Bardan Simedru a surprins până și pe cei doi protagoniști. Astăzi se cheie un mandat al meu, care l-am început acum 3 ani și aproape 3 luni. Vă spuneam atunci la depunerea jurământului, la început de mandat, că vreau să schimb puțin fața și percepția instituției prefectului și a prefectului în fața cetățenilor, în fața autorităților. Cred că am reușit. Nu cred că atunci, în euforia momentului, domnul prefect Bardan s-a gândit vreo clipă că poate trăi momentul de azi în aceeași formulă, dar cu rolurile inversate. Vă mărturisesc că nici eu. O astfel de situație nu reflectă principiul roții care, învârtindu-se, dărând fiecăruia și la bine și la mai puțin bine, ci expresia democrației, afirmă Dan Coriolan Simedru. Cred că această întâmplare merită un moment de reflecție atât pentru cei din administrație, cât și pentru mediul politic. Cei care se duc cu gândul la proverbul românesc cu roata care se învârte, greșesc. Cu toții trebuie să conștientizăm că alternanța este un lucru firesc și normal într-o democrație. Lăsând deoparte ineditul situației, prefectul județului Alba și-a îndreptat întreaga atenție asupra alegerilor locale. Voi fi într-o permanentă legătură cu presa, cu societatea civilă, cu partidele politice, pentru că numai împreună vom finaliza procesul electoral în mod corect și democratic. Dar pe tema alegerilor din 10 iunie și nu numai, prefectul județului Alba va vorbi astăzi pe LAR de la ora 20 în cadrul emisiunii Controverse.
În această perioadă, alegerile locale reprezintă principala prioritate pentru Ministerul Administrației și Internelor. Prezent la Alba Iulia, ministrul Ioan Rus a precizat că va pune accent pe prevenție în evitarea fraudării alegerilor. Pentru a fi mai convingător, a apelat la proverbe și zicători. Reorganizarea teritorială nu este luată în calcul de cabinetul Ponta, a declarat la Alba Iulia ministrul Administrației și Internelor Ioan Rus. Problema unei noi administrații sau unei reîmpărțiri administrativ-teritoriale în România nu se pune problema în acest mandat a acestui guvern. Vorbim de celălalt guvern și un alt mandat. Prevenirea fraudării alegerilor din iunie reprezintă, în schimb, o activitate prioritară pe agenda Ministerului Administrației și Internelor. Experiența și istoria noastră ne învață că baza bună păzește sau cum e cu pepenii. Deci e bine să te preocupi să nu se întâmple, fără să plecând chiar de la prezumția de corectitudine a tuturor. E bine totuși să stai cu lumina prinsă când îi portofelul pe masă. Altfel spus, cine s-a făit cu politica românească suflă și imposibilul iaurt al alegerilor locale din 10 iunie. Ferma agricolă a inginerului Vasile Seneșan lucrează în arendă peste 1000 de hectare de teren de pe raza localităților Galda de Jos, Cricău și Oieșdea. Specializat în cultura cerealelor și a plantelor tehnice, societatea Mexol Galda este numărul 1 din județ în privința culturii sfeclei de zahăr. Anul acesta, inginerul Vasile Seneșan a cultivat sfeclă de zahăr pe aproximativ 70 de hectare de teren. Avem și anul ăsta 70 de hectare de sfeclă de zahăr și arată bine. Am avut sfeclă de zahăr an de an și an de an am avut rezultate bune la sfeclă de zahăr. E o cultură grea, dar câteodată reușește și noi ne-am reușit în ultimul timp, în ultimii ani. Cultura sfeclei de zahăr este un caz fericit atât în privința subvenției cât și a desfacerii, afirmă Vasile Seneșan. Dacă vorbim de sfeclă de zahăr, aici e un caz fericit că avem contracte cu fabrica de zahăr de la Luduș. Contracte ferme, știm exact unde ducem sfecla, știm exact cât primim pe ea și data când primim banii, suma, subvenția. Accesând fonduri europene, inginerul și-a ridicat în incinta societății 3 silozuri și un uscător, despre care spune că reprezintă cea mai profitabilă investiție făcută până acum. Uscătorul și cele 3 silozuri a fost investiția cea mai profitabilă pe care această societate a făcut-o. Vă pot spune că este o investiție care s-a amortizat mai repede de 2 ani de zile. Faptul că n-am mai transportat produsele în altă parte, faptul că le-am uscat și le-am depozitat aici, faptul că le-am putut ținea de pe un an pe altul a făcut să vindem de multe ori cerealele cu prețul dublu. Un amplu interviu cu inginerul Vasile Seneșan puteți urmări duminică de la ora 14 în cadrul emisiunii Agricultura în județ. Teatrul de păpuși Prichindel din Alba Iulia pregătește o nouă surpriză pentru cei mici. Spectacolul Zulenca în regia lui Cristian Pepino se va juca în avanpremieră vineri de la ora 10. Pe actorii din distribuția piesei Zulenca i-am găsit repetând de zor pentru avanpremiera de vineri. Zulenca este un spectacol special, scenariul fiind adaptat și scris pentru actorii Teatrului Alba Iulian. E o piesă foarte frumoasă, foarte duioasă, plină de haz și de personaje care sunt întotdeauna îndrăgite de către copii, de zâne, de vrăjitoare, de animale ale pădurii, spiriduși și așa mai departe. E o piesă foarte frumoasă și interpretată foarte frumos de către artiștii de la Teatrul Prichindel. Toți cei care vor vedea spectacolul o vor cunoaște pe micuța prințesă Zulenca și pe prietenii ei și vor avea ocazia să pătrundă într-o lume de bas, fără violență, dar cu multe peripeții. Teatrul de păpuși Prichindel Alba Iulia lucrează intens la ora aceasta la o nouă premieră. Este vorba despre Zulenca, o piesă scrisă special pentru teatrul nostru de marele regizor Cristian Pepino. Avanpremiera acestui spectacol va avea loc vineri aceasta, pe 18 mai, de la ora 10 dimineața, iar premiera va avea loc pe 1 iunie, de la ora 18. Prin spectacolul Zulenca se dorește marcarea într-un mod cât mai frumos a celor 60 de ani de existență a Teatrului Prichindel. Actorii care vor da viață păpușilor sunt Amalia Pop, Teodora Popa, Elena Scorțeanu, Ramona Mincu Benchea, Radu Hăprian Dan și Ioan Pompiliu Cristia. Va
Vă așteptăm la spectacol! Săptămâna voluntariatului a fost marcată și prin teatru. La Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, voluntari, copii și câteva cadre didactice au pus în scenă o poveste moralizatoare care să meargă la sufletul celor mici. Din lumea lui eu împărat în lumea lui tu împărat este o piesă prin care cei mici au avut ocazie să învețe care sunt două dintre virtuțile esențiale pentru un om. O scriitoare din Grecia, Myrsini Vingopoulos, a alcătuit un roman pe baza învățăturilor părintelui Paisie, în care patimile și virtuțile sunt prezentate ca niște personaje. Ea ne prezintă două lumi, două cetăți. Cetatea lui eu, a oamenilor egoiști care se cred ei cei mai importanți, și cetatea lui tu, a oamenilor smeriți. Punerea în scenă a piesei a implicat efortul mai multor persoane, în special tineri și copii, care în mod altruist au dăruit momente speciale publicului. În realizarea efectivă a piesei de teatru, cei care joacă sunt 14 elevi, împreună cu 5 cadre didactice de la Liceul de Arte și Muzică din Alba Iulia, împreună cu partea coregrafică cu voluntarii noștri la Centrul Județean de Voluntariat, 5 voluntari care au muncit la aranjarea scenei, sunet și alte detalii tehnice. Asociația Pro Tinereți a reușit să realizeze acest proiect prin colaborarea cu Centrul Catehetic Sfântul Ioan de Kronstadt din Alba Iulia. La invitația noastră, Centrul Cultural Catehetic a răspuns pozitiv din prima, nu au ezitat să participe și pentru noi este o bucurie să putem să arătăm prin voluntariat niște piese frumoase jucate de niște copii foarte deosebiți. Mesajul piesei este unul simplu și are o strânsă legătură cu ceea ce înseamnă voluntariatul. Mesajul este și unul general și unul mai specific. Cel general este că lumea trebuie să observe și pe cel de lângă el, nu neapărat să gândească numai la mine, cum se numește și titlul, din lumea lui eu în lumea lui tu. Și cel mai specific ar fi renunțarea la egoism. Ce ți-a spus împărăteasa ta înainte să pleci? Oriunde aș fi și orice aș face, să spun înainte, întâi eu, întâi eu. Ca să găsești cetatea lui tu, trebuie să faci exact pe dos. Întâi să-l pui pe tu, adică binele celuilalt. Să spui că celălalt e mai bun decât tine. Când acest lucru nu doar îl spui, ci îl și trăiești, atunci eu-ul tău se micșorează. Intel a dezvăluit câteva detalii despre procesoarele pentru smartphone-uri aflate în dezvoltare. După Intel Atom, compania va lansa Intel Merrifield și apoi Intel 6331, ambele pregătite pentru 2013. Chipurile dezvoltate de Intel vor fi pe 22 de nanometri. Merrifield este un dual core, în timp ce Intel 6331 este un procesor cu un singur nucleu, scrie TheVerge.com. Intel Merrifield va avea suport nativ pentru rețelele 4G, care va fi livrat către producătorii de tehnologie mobilă în 2013 și va include și noul sistem radio XMM7260. Actuala generație de chipuri Intel Merrifield folosește tehnologia cu tranzistor pe 32 de nanometri și oferă conectivitate prin modemul inclus până la 21 de MB pe secundă, SPA Plus. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport! Echipa de basket a liceului cu program sportiv din Alba Iulia va fi prezentă la turneul final al Olimpiadelor Naționale Sportive Școlare. Prezența lor este posibilă după ce LPS Arad, echipa calificată la acest turneu, a renunțat la participare. După ce au pierdut finala din etapa zonală cu LPS Arad, albăiuliencele au primit o șansă de a participa la finala Olimpiadelor Naționale Sportive Școlare, când echipa din Arad a decis că nu va participa la acest turneu. Avem o jucătoare care lipsește, Andreea Berdean, care e plecată cu domnul profesor Ilea Valentin la lotul național. Lotul echipei din orașul nostru se confruntă și cu anumite probleme. Emilia German nu va putea performa la capacitate maximă din cauza unor probleme medicale, iar Maria Dărăban nu va putea face deplasarea din cauza unor probleme personale. Nici antrenorul fetelor, Valentin Urian,
Valentin nu va fi prezent la acest turneu. Păi, domnul Rean Valentin, care s-a calificat cu ele mai departe, nu poate merge pentru că e la lotul național și o să merg eu în locul lui. Și o jucătoare, Andreea Berdean, care tot de asemenea e la lotul național și nu poate participa. Cele mai bune 8 licee din România se vor duela pentru titlu în perioada 17-20 mai la Deva. CS Mioveni a fost învinsă fără drept de replică de clujenii de la CFR. Elevii lui Andone s-au simțit ca pești în apă pe un teren inundat și au reușit să învingă cu scorul de 5-0. Meciul a început cu o întârziere de un sfert de oră din cauza bălților care s-au format pe teren. Organizatorii au început să îndepărteze apa, dar fără rezultat. Cu toate acestea, clujenii au notat spre poarta Miovenilor și au reușit să câștige meciul fără niciun fel de problemă. Scorul a fost deschis de Capetanos în minutul 29 cu o lovitură de cap din centrarea lui Rui Pedro. Sugu a majorat scorul în minutul 30 după o eroare în defensiva gazdelor. Capetanos a reușit dubla în minutul 43 cu o lovitură de cap din 6 metri. Maftei a înscris pentru 4-0 în minutul 61 cu o reluare tot din 6 metri. Scorul final a fost stabilit de Sugu, care a reușit și el dubla în minutul 67 dintr-o lovitură de la 11 metri. Universitatea Cluj a învins fără probleme în penultima partidă de pe Cluj Arena din acest sezon. Clujenii s-au impus în fața sibienilor de la Voința cu scorul de 3-1. Grozav, Cristea și Sucala au fost menajați pentru meciul de vineri împotriva rivalei CFR și nu au evoluat în partida contra Voinței Sibiu. Meciul a început cu o întârziere de 10 minute din cauza jucătorilor la Sibiu, care au refuzat să intre pe teren în semn de protest pentru întârzierea salariilor. În meciul propriu zis, sibienii nu au rezistat în fața clujenilor, care au avut un avantaj de 2-0 la pauză. Primul gol a fost marcat de Morar în minutul 31, Dărghici a mărit avantajul în minutul 43. Tot Dărghici a marcat și golul al treilea pentru Universitatea Cluj în minutul 68, în timp ce Voința a mai redus din handicap prin Burlacu în minutul 90. Voința Sibiu se îndreaptă spre Liga a doua. Cu această victorie, Universitatea Cluj acumulează 47 de puncte și continuă să ocupe poziția a șaptea în clasamentul Ligii 1. U Cluj va rejuca derbiul cu CFR vineri, 18 mai, de la ora 21:30 de minute. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Zi răcoroasă și astăzi. Instabilitatea vremii persistă, astfel încât înorările și ploile nu dau semne că ar vrea să se oprească. Avem parte în special de averse, însoțite pe arii restrânse de fenomene electrice. Local, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul suflă moderat cu intensificări temporare în majoritatea zonelor, iar presiunea atmosferică este relativ staționară până la sfârșitul intervalului. Temperaturile maxime se încadrează între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 14 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 14 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 13 grade la Aiud și Blaj și 11 grade Celsius la Câmpeni. Noaptea, mercurul din termometre mai coboară câteva grade și vom găsi înregistrate 12 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 11 grade la Aiud și Blaj și 8 grade Celsius la Câmpeni. Mâine întâmpinăm încă o zi răcoroasă. Vremea va fi în general instabilă și din punct de vedere termic va fi mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an. Vor fi înorări și ploi temporare în toată țara. Izolat se vor semnala descărcări electrice, vor fi condiții de grindină, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar cele minime între 4 și 14 grade Celsius. Așadar, aproximăm valorile termice de mâine, situându-se în jurul a 14 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 15 grade la Sebeș, 13 grade la Blaj și 11-12 grade Celsius la Câmpeni. Aș vrea să am vești mai bune pentru poi mâine, însă din păcate vremea își păstrează instabilitatea, iar mercurul din termometre nu va urca la valori prea mari. În aceeași ordine de idei, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade, iar cele minime între 3 și 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!